De o frumusețe incontestabilă, răpitoarea franțuzoaică, Letizia Casta, nu avea nevoie decât de noroc pentru ca viața să-i ofere o carieră de succes. Născută pe 11 mai 1978 în Normandia, unde își petrece copilăria, Letiziei îi se oferă încă de la 15 ani șansa întâlnirii cu fotograful unei agenții de manechine, Frederic Creusot. De aici, până la selectarea ca manechin de către chiar patronul agenției reprezentate prin Creusot, nu a mai fost mult, cum nici apariția franțuzoaicei pe coperțile unor populare reviste de modeling nu a întârziat. Podiumurile de modă n-au nici ele prea mult de așteptat celebra franțuzoaică, în opinia unora, cea mai sexy femeie în 2001. Supermodel celebru, Letizia debutează ca actor pe micile ecrane în 1999. Devine partener pentru conaționali celebri precum Gérard Depardieu și își trece în propria filmografie titlurile unor producții pentru marile ecrane precum Gitano, La Bicyclette Bleue, La Rue de Plaisir sau Arbitrage. Rolul lui Brigitte Bardot, interpretat în 2009 de către Letizia Casta în Gainsbourg, Vie Eroic, îi aduce artistei născută în Normandia o nominalizare la premiile César și 3 ani mai târziu celebrul manechin devenit și actor al teatrului Antoine din Paris se află printre membrii juriului Festivalului de Film de la Veneția.